Salutare la toată lumea, salutare, bine v-am găsit. Aici am la un mic tutorial de cum să descărcăm Windows 10 și să-l instalăm. Tutorial va face parte de, va fi făcut în trei părți sau două, depinde cât de lung iese și așa mai departe. Bun, o să vă explicăm pas cu pas cum se descarcă, unde trebuie să intrați, ca să nu mai stați să intrați pe nu știu ce pagini, să descărcați acolo cu virus, cu mai multe chestii sau făcute, chiar să vă spioneze. Lucru să vă ia numărul de cărți de credit, dacă folosiți în calculator și așa mai departe. Nu da nume de site-uri de unde puteți să luați și se întâmplă chestiile astea, așa că vă arăt cum să-l descărcați după pagina oficială de Windows. Bun, în primul rând să dăm drumul aici la ecran. Aici ecranul cu desktop-ul meu, cu PC-ul meu, se poate vedea. În primul rând începem. Prima parte, aici este. Prima parte, intrăm în browser Google. Punem aici frumos download herramienta Windows 10. După ne arată asta. Primul lucru care vedeți aici descărca imagine de disco ISO de Windows 10. Bine, mie mi-apare în spaniol că așa am eu sistem făcut, dar voi puteți să puneți în engleză, în română, cum doriți. De obicei este în engleză. Bun. Dăm click pe descărcare sau download, cum vă apare vouă. Intrăm pe site-ul oficial de la Microsoft, unde descărcăm Windows-ul total gratis și oficial. După aceea, dacă aveți voi cheie de activare, îl puteți activa sau depinde cu alte programe, care poate o să le lăsăm în descriere de cum puteți să-l activați în următoarele părți. Bun, în primul rând, odată ce suntem aici în pagina asta, mergem, noi dăm actualizare aici, butonul ăsta o să fie actualize new sau, cum scrie în spaniolă, actualizează ahora, adică în română actualizează acum. O să mergem aici la partea de descărcare, acum la sculele sau, bine așa se traduce, sculele pentru a descărca Windows. Bun, îi dăm pe descărcare, ne descarcă aici frumos jos, Media Creation Tools. Dăm de două click, ne apare chestia asta. Ne apare chestia pe ecran, care nu cred că apără o să arate. Și aici vă spune, după ce am dat drumul, ne spune că o să stea câteva minute să vadă ce configurații aveți la calculator și așa mai departe, ca să vă dau versiunea de Windows cea mai actualizată cu componentele care le aveți voi în PC. Bun, aici niște termeni de licență, software și așa mai departe. Dacă vreți să o citiți, dacă nu treceți peste, mă, cred că deja știți ce scrie. Bun, lăsăm în jos bara, dăm acceptar și așteptăm iarăși câteva minute. Și pe barcod după aia o să vă las în descrierea live-ului, undeva aici jos sub video o să fie niște link-uri de la pagina oficială de la Windows și așa mai departe. Bun, nu pot să vedeți destul de repede. Vă întreb, vreți să actualizați acum PC-ul dumneavoastră? Nu, nu lăsăm asta că nu avem nevoie să actualizăm. Noi trebuie să facem, să descărcăm format ISO ca să facem PC-ul de la zero, să fie curat, nu ce avem noi înainte, toată murdăria, toate archivele temporare care s-au adunat pe parcursul timpului și așa mai departe. Bun, înainte de toate, nu uitați să dați și voi acolo, dacă vă place video și v-a fost de folos, dați un like la video și un subscribe, ar face foarte mult. Bun, următoarea, dacă vă spun, unul la mână, dacă actualizați, va rămâne tot ce aveți pe ecran, toate jocurile și toate astea, da? Rămân și archivele temporale și o să scrieți o carpetă Windows Old și așa mai departe, o să vă complicați. Ce mai bine să faceți de la zero pe un USB de 4 GB sau 8 recomandat, mai bine o să fie mai mult spațiu. Bun, selectăm crearea mediu de instalație dat flash, adică USB sau DVD sau archivul ISO pentru RPC sau PC-ul Astra și așa mai departe. Voi îl puneți pe un stick. Îi dăm frumos next, o să vă apară next la voi. Aici astea configurarea astea pe SLM9, 64 bits, Windows 10, limba spaniolă și așa mai departe. Voi ce trebuie să faceți? Deselectați căsuța asta de aici. Frumos, o deselectați. Și vă duceți aici, mi-am idioma, că e în spaniolă. Bun, vă duceți aici prima opțiune de sus, selectați și vă apare spaniol, francez, italiano, română. Bine? Vă apare să vă puneți Windows total în română de la bun început. Nu o să vă descărcați pe limba și așa mai departe, să vă complicați. Vă descărcați direct în română. Așa, am răsărit și în român, să vă arăt cum se face. După aia dăm next. Bine, mi spunem siguiente. Dăm next. Unii dea flash aici, cu chestia asta, dacă veți deja așa puteți să descărcați direct pe unitate flash, pe stick-ul dumneavoastră și așa mai departe. Da, eu recomand să-l faceți archivul ISO, pentru un caz dacă se întâmplă curentul sau alte chestii, internetul și așa mai departe. Odată ce am selectat archivul ISO, îi dăm next. Este, avem nevoie de un stick de 8 GB minim. Recomandă 8 GB, trebuie și pe 4, dar merge și așa. Bun, îi dăm următorul. Next. Aici o să vă arate unde vreți să-l descărcați. De obicei, el singur descarcă în document. Puteți să selectați desktop-ul, scriptoriu, selectați desktop sau descărcări, download. Numele gata pus Windows așa ISO, ISO file ISO și dăm save sau salvează sau cum e, da, save în engleză. Dăm save, am eu pune guardar și acum iarăși ne pune să așteptăm să mai fac câteva comprobări de sistemul actual care îl avem. Și după cum vedeți, deja a început să descarce 2%. Se descarcă foarte repede. Nu neapărat să aveți internet de nu se poate. De exemplu, am un internet de 200 de mega. Dar voi în România aveți internet, cred că și mai bun decât l-am eu. Bun. Noi o să punem aici pauză, ca să nu facem video ăsta prea lung. Și următoarea parte, bun, după ce suntem de descărcat, o să continuăm și așa mai departe. Bun, și cum vă ziceam, eu o să las în descrierea live-ul, hai că am început cu live-ul, în descrierea la video o să las linkul de la pagina oficială și așa mai departe și lucruri care vă mai trebuie. De exemplu, în partea a doua a tutorialului vom face cum facem stick-ul botabil pentru a instala Windows pe PC-ul nostru. Și la fel o să vă las acolo, în descrierea live-ului unde puteți să descărcați programele necesare pentru a face un stick botabil și așa mai departe. Bun, deja e 24% și cam atâta. La fel vă pot zice și cum puteți accelera un pic PC-ul dumneavoastră, să scoteți niște chestii din Windows care nu are importanță și așa mai departe. De exemplu, sunt multe aici bară de jocuri, voi nu știți pe PlayStation, PC și așa mai departe. De exemplu, eu l-am activat, dar normal se lasă dezactivat. Captură, da, bine, asta să facem în alt mini tutorial. Ok? Și la fel, vă las toate în descriere, live-ul, link-ul de descărcare, tot ce vă trebuie și așa mai departe. Și cum ziceam, nu uitați să dați un follow, un like la acest video, dacă v-a plăcut și v-a fost de folos. Ai, da, nu știu, nu merge să punem pauza aici, după cum se vede. Data să vedem, mergem imediat, ne uităm să vedem și cum punem pauză când am căutat. Detener că am uitat, nu. Bun. Pare că nu merge. Mergeți să punem pauză. Da, în fine, 54%, după cum se vede. Nu mă lasă să pun pauză. De ce? Mod de studiu, nu, asta nu e. Da, în fine, doar să mai ceam 50-60%. Imediat se face ce, un minut, două, trei, gata. Dar nu știu de ce nu mă lasă, pun pauză. Nu mă lasă, nu mă lasă. În fine, 69-70%. Lăsăm așa. 71, ca să vă arăt un prim plan cum se face tot. Bun. La fel, puteți să ne găsiți în Discord-ul nostru, puneți întrebări, aici avem live-uri de jocuri care le jucăm. Intrăm aici pe genera ceas, scriem tot ce vrem, bla bla bla, întrebăm, camera de voce, de obicei jucăm PUBG, Warzone și alte alea. Ne strângem aici pe Discord, nu sunt chiar așa de mulți, în comunitatea noastră, comunitatea RPG Gamerul România, de așa mai departe, clanul nostru PUBG RPG, adică România Pro Gaming, și așa mai departe. O să vă las toate linkurile în descriere. Hai, 88, 89, încă 11% și este gata partea aceasta a video, la tutorialului. Va fi gata. Așa, după oprim, facem următoarea parte. Da. Hai, 96. 97 și așa mai departe. 98%. După cum vedeți, destul de repede. Asta depinde. Bun, și aici comprobează să fac dacă s-a descărcat toate arhivele necesare a sistemului operativ Windows 10. Și la fel trebuie să așteptăm după asta. Dacă oprim, nu mai e bun nimic atunci descărcat. Poate să verifice, să actualizeze și așa mai departe. Bun. Și la fel, cum vă zic, dacă aveți întrebări, nevoie de ajutor, puteți întreba, lăsați în scriere live-ul sau vă puneți în contact cu mine direct, mă căutați pe Facebook. Intrați pe Facebook, aici am pagina de Facebook Tanatos. Aici aveți. Sau pe YouTube Tanatos în Kiticat. Aici avem live-urile noastre și așa mai departe. Intrăm și pe YouTube, la canalul. Facem și pe publicitate, dacă tot facem, nu? Bun, aici are tutorial. Bun, aici avem canalul nostru de YouTube cu live-uri și așa mai departe. Și acum cu noi tutoriale care o să le avem postate. Bun, continuăm. Aici a terminat de comprobat toate archivele necesare. Noi ce trebuie să facem? Aici, uitați ce avem în pluta unde să ne reamintească unde s-a descărcat. Bun, îi dăm finalizar. Ne punem să așteptăm câteva minute, s-a finalizat. Mi se pare că l-am pus în descarga. Da, uitați, aici avem asta nu mai trebuie. Așa, aici avem archivul ISO. Așa mai departe. Bun, dragii mei, aici lăsăm partea 1 a micului tutorial de cum să descărcăm Windows 10 și să-l instalăm în PC. Ok? Partea 1 s-a încheiat, urmează partea a doua a videoului, a tutorialului, pardon, video, hai, că știu și limba română, nu se poate, a tutorialului, ca să vă explic cum faceți sticul botabil, să puneți Windows care am descărcat-o de acum și așa mai departe. Și alte chestii mai micuțe care nu prea sunt chiar așa importante, o să vi le spun. ca să fie totul bine. Nu o să vă duceți voi pe toate site-urile web, descărcați orice Windows piratat, refăcut, băgat lucruri în el. De exemplu, unele Windows vine să minați pentru alții, să folosească calculatorul vostru pentru mining, dacă știți ce aia, să mineze cu calculatorul vostru și să iasă în câștig. Și voi să nu vă dați seama și după aceea ziceți, a, că merge calculatorul greu, că merge aia, că nu am aia, că nu merge aia lantă și așa de mai departe. Sau jocul să zice, a, că merge, am puțin FPS-uri. Normal, dacă Windows dumneavoastră nu este original, se va întâmpla multe. Ce mai nasoală trebuie să mineze cu calculatorul dumneavoastră când instalați Windows de la eu știu cine sau după nu știu ce site. Eu nu am încredere în site-urile astea, așa că folosesc Windows oficial. Bun, băieți și fetele, vă lăsați aici Tanatos și îmi pare bine să vă pot ajuta și să fie de folos acest mic tutorial. Așa că ne vedem la următorul, la partea a doua a tutorialului. Ok? Hai, v-am țucat, mai bine, ceau, ceau!